Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune din județul Botoșani și din județul Suceava. Din cercetări a reieșit faptul că aceștia ar fi închiriat autoturisme de lux din Marea Britanie, pe care apoi nu le-ar mai fi restituit. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la aproximativ 400.000 de euro. Ca urmare a acestor activități, o persoană a fost reținută pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru a stabili întreaga situație de fapt.